Nu, 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 nu. E timpul iar? Da. Lumea are nevoie de o recenzie. A Quiet Place este al doilea film din topul cu 10 cele mai anticipate de mine anul ăsta. Găsiți topul pe canal. Al doilea pe care l-am văzut până acum. Primul fiind Black Panther, care nu m-a dezamăgit. Am chiar două recenzii la ăla. Dar pot să spun același lucru și despre A Quiet Place? Răspunsul este da! Nu a dezamăgit. Este unul dintre cele mai tensionate filme pe care le-am văzut. O să intru imediat în detalii, fără spoilere, bineînțeles. Dar, este și un dar, nici nu m-a dat pe spate cum speram să o facă. În schimb, pe mulți colegi de-ai mei, cinefili, critici, etc., am observat că da, la modul film de nota 10. Mi-a plăcut și mie, chiar destul de mult, dar n-aș merge până acolo. Filmul este distribuit de Roy Image, Always a Pleasure, este regizat, scris în colaborare cu alții și joacă în rol principal John Krasinski, da, actorul de comedie care s-a luat după Matthew McConaughey și s-a dat pe roluri serioase, aparent, și a mai luat-o și pe soția lui din realitate să-i fie soție în film, smart move, mai ales când o cheamă Emily Blunt. Premisa este una din genurile mele preferate și anume lume post-apocaliptică pe pământ în care urmărim niște supraviețuitori, în cazul nostru o familie, cum se adaptează la noul mod de viață. Mi s-a părut întotdeauna fascinant acest sinopsis, mai ales dacă mai arunci și niște monștri pe acolo prin poveste. Am văzut un singur trailer înainte de film, nu știu dacă din altele afli mai multe detalii, dar tot ce trebuie să știți este că acești supraviețuitori nu trebuie să scoată niciun sunet, nu își permit să facă niciun zgomot. Dacă vor să-și mențină în continuare acest statut. Sună incredibil de promițător și interesant, nu? Și aproape că ating acel potențial maxim. Prima jumătate este perfectă. Nota 10 au construit un suspans și o tensiune pe care o tai cu cuțitul, exact cum s-a speculat și s-a făcut mișto până acum, chiar nu-ți mai vine să mesteci floricelele sau să-ți bagi paiul prin pahar sau să tușești. Atât de eficient este. Atât de eficient este regizorul, atât de eficiente sunt efectele, editarea, scenografia, ca să nu mai zic de actori care 90% din timp au trebuit să-și folosească expresivitatea feței pentru a reda toate emoțiile, pentru că nu pot să vorbească nici măcar în șoaptă. Foarte mișto ideea. Foarte eficientă este și sonorizarea, da, culmea. Chiar dacă acest film se putea numi Jump Scare the Movie, pentru că s-au folosit destul de mult de ele, dată fiind întreaga premisă, dar aici nu s-au simțit ca niște artificii pentru a masca o slabă calitate sau pentru a oferi niște sperieturi false, printre puținele filme în care au fost folosite cum trebuie. Deci ce m-a deranjat, poate vă întrebați, pe mine personal? În a doua jumătate, parcă s-au simțit obligați să introducă mai multă acțiune. Acțiune prea spre comercial spre sfârșit. M-aș duce chiar un pic spre clișeică, la limită, dar nu asta m-a deranjat cel mai mult, ci introducerea anumitor scene prea convenabile pentru scenariu și în același timp un pic în contradicție cu ce ne obișnuiseră până atunci. Nu am putut să nu mă întreb de câteva ori, dar de ce... Dar nu au putut să... Dar de ce n-au făcut aia? Dar n-a văzut, frate? Etică. Da, dacă stai să analizezi, găsești niște explicații mai trase de păr pentru unele și să zicem că se poate. Dar asta nu înseamnă că nu m-au scos din atmosferă un pic și m-au făcut să raționalizez. Înțeleg că trebuia să fie și un punct culminant, de acord. Dar se putea mai bine, după părerea mea. Ok, acum, e emoționant? Același lucru, mult mai eficient în prima jumătate și prea grăbit spre sfârșit, fără o lovitură la sentimente pentru mine cel puțin, poate și din cauza că încă analizam scenele de care am zis mai devreme sau poate și pentru că personajele copiilor din acest film mi s-au părut ușor enervante, poate și ăsta a fost un mic factor favorizant pentru lipsa emoțiilor la mine, cel puțin. Cu toate astea, deși grăbit, sfârșit, gen ultimele scene, mi s-au părut șmechere într-un fel, chiar dacă spre comercial mi-a plăcut. Se putea totuși și mai bine. În concluzie, nota mea e mare oricum. Prima jumătate aia a ridicat filmul la 10, apoi a doua jumătate și mai ales punctul culminant au tras în jos cu anumite scene și decizii și direcții, dar nu l-au tras mult. Nota mea e 9.
Merită cu siguranță la cinema, e foarte scurt, 90 de minute. Sper să nu nimeriți cu nesimțiți în sală pentru că o să strice absolut tot, vă imaginați la un astfel de film? E cel mai simplu film de stricat, e un deliciu pentru oamenii ăștia. N-au voie să scoată niciun sunet? Hold my drink. Hofă, taci că vine monstru! Deci, good luck. And may God have mercy on your soul. Pupa da pa da pa da pa.